Ministerul Apărării Naționale scoate la concurs aproape 900 de locuri pentru toate categoriile de militari, de la soldați la ofițeri, iar campania de înscriere a viitorilor rezerviști voluntari durează mai puțin de o lună. După înscriere veți parcurge probele de selecție, care constau în evaluarea capacităților motrice, examenul medical și ulterior, în baza unui punctaj, se va face repartiția la unități militare din toată țara. Printre cei înscriși în programul de recrutare a rezerviștilor voluntari se numără și un cuplu din București. Iolanda este economist, iar partenerul ei de viață, Alexandru, este însoțitor de bord la o companie aeriană. La 38 de ani au decis să intre în armată voluntari. De ce să nu încercăm să ne dăm șansa de a avea o carieră militară? Mai mult decât acei bănuți care vin lunar. Și plus că da, este o oportunitate de a te instrui și în caz de război să fii alături de țara ta. Ca și rezervist îmi ofer posibilitatea să activez și în domeniul aviației. Coroborat cu războiul care se poartă la vecinii noștri din Ucraina, consider că este o oportunitate bună acum să intru în corpul ofițerilor. Vor fi pregătiți din punct de vedere al instrucției de front, al pregătirii fizice. Armata le oferă bani viitorilor rezerviști voluntari nu doar pentru perioada de instruire. În momentul încheierii contractului, un rezervist primește o indemnizație de instalare ce poate ajunge până la 3.000 de lei în mână. Și tot atâția bani se plătesc în perioadele petrecute în cazarmă, cam o lună pe an. Pe toată durata contractului încheiat cu Ministerul Apărării Naționale, rezerviștii voluntari își vor putea păstra locurile de muncă obișnuite, ba chiar vor fi plătiți de armată, chiar și atunci când nu sunt chemați la instruire. Ei vor primi în fiecare lună o indemnizație, ce înseamnă 30% din solda de funcție, la care se adaugă solda de grad, iar pentru un soldat gradat înseamnă cam 600 de lei lunar, în timp ce pentru un ofițer acest venit suplimentar poate ajunge la 1000 de lei. De anul acesta, rezerviștii voluntari pot pleca din țară fără nicio restricție, iar cei care nu duc la bun sfârșit contractul de 4 ani nu vor mai fi obligați să plătească despăgubirea armatei. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.